Salutare, oameni buni! Am constatat în ultimele zile că pe internet sunt tot mai mulți oameni care din invidie, din gelozie, din răutate sau poate din dezinformare au tendința să îi atace, să-i judece, să-i lovească pe toți cei care se exprimă, fie pe YouTube, fie pe Facebook, fie pe blogul personal sau prin postările de pe Facebook sub formă de text. Oameni buni, prin timpul lui Ceaușescu, toți cei care se exprimau, care își spuneau părerea, indiferent dacă era o părere bună sau rea, dacă majoritatea era de acord cu ea sau nu, toți cei care se exprimau erau persecutați. Astăzi, în schimb, în 2016, trăim o perioadă în care avem această posibilitate să ne exprimăm. Nu avem la îndemână televiziunea, nu avem mass media, nu avem presa scrisă, presa vorbită, dar avem internetul. Iar acest internet, aceste rețele de socializare sunt la îndemâna oricui, sunt gratuite, da? Trebuie să le folosim. Trebuie să învățăm să ne exprimăm. Trebuie să prindem curajul și toți, într-o comunitate, trebuie să transmitem un mesaj atât celor care poate nu sunt interesați sau nu au curajul să se exprime. Noi trebuie să fim vocea lor. Unii luptă pentru corupția defrișărilor, alții militează pentru Roșia Montană, alții luptă împotriva actualei guvernări. Fiecare care crede în schimbare și în potențialul acestei țări, România, fiecare se implică în pătrățelul lui. Cu ce știe? Fiecare se exprimă cum poate. Învățați să vă exprimați, oameni buni. Ne poate ajuta acest lucru? Poate că da, poate că nu. Nu se știe, rămâne de văzut. Dar dacă nu doriți sau nu credeți în această putere a internetului, atunci lăsați-i pe cei care vor să se folosească de această metodă, lăsați-i să se exprime, nu îi mai cenzurați. Pentru că, involuntar, fără să dați seama și crezând că faceți un bine societății, prin faptul că îi interziceți, voi mai degrabă faceți jocul exact a celor care dețin aceste metode de exprimare, cum este mass media, dar nu vor să ne o pună la dispoziție. Din mai multe motive, nu suntem persoane fluente, nu avem popularitate, deci nu este locul nostru acolo. Dar avem internetul, oameni buni. Folosiți-vă de el și lăsați oamenii care pot, așa cum pot, lăsați-i să se exprime. Nu-i mai judecați. Nu le mai puneți etichete, că vor să devină vedete sau caută popularitate. Este obositor, jignitor, frustrant să vezi că un om are dorința de a face ceva pentru țara lui. Poate asta este tot ce poate să facă. Puținul ăla care îl face nu schimbă mult, dar împreună cu alții care la rândul lor fac un puțin, împreună putem fi o unitate, da? Deci vă încurajez să vă exprimați. Dacă totuși, din motive personale sau de securitate, sau poate locul de muncă nu vă permite acest lucru, dacă totuși nu puteți să vă exprimați, încurajați-i din umbră
pe cei care o fac. Se poate să nu fiți de acord cu tot ceea ce activiștii spun. Se poate ca să nu fiți de acord cu anumite puncte de vedere. Nu vă legați de detalii, analizați în ansamblu intenția, scopul cu care se încearcă motivarea societății și judecați în ansamblu, nu în detaliu, pentru că perfecțiune nu o să găsim nicăieri. Dacă până mai ieri susțineam un promotor cu voce a unei comunități și brusc a spus ceva ce nu ne place, vă recomand să nu renunțăm în a susține astfel de oameni, pentru că niciodată nu veți găsi perfecțiunea. Trebuie să ne dăm interesul să ne implicăm în schimbarea acestei societăți, pentru că oameni buni suntem duși de nas de ani de zile și nu se mai poate așa ceva. Cine tolerează situația actuală, corupția, încurajarea mentalității românești în care se fură de la femeia de servici până la director, evident că nu în toate instituțiile și nu vreau să generalizez, dar în cele mai multe cazuri asta se întâmplă. Cine încurajează astfel de activități, ori este complice, ori rău intenționat. Iar acești oameni care fac parte din comunitatea celor implicați în sistemul mafiot, indiferent că fură un leu sau fură 100 de milioane de lei, este complice. Dacă nu sunteți complice și doriți să schimbați sistemul, implicați-vă cum puteți. Deci aveți la dispoziție internetul, exprimați-vă, dacă nu vă exprimați, măcar susțineți-i pe cei care fac acest lucru. Sper că mesajul meu să vă motiveze, să vă dea curaj, să vă deschidă ochii la ceea ce televiziunea nu o să vă spună niciodată, și anume să nu mai acceptați, să nu vă mai lăsați călcați în picioare. Sper că ceea ce ați ascultat în acest videoclip să vă încurajeze și să vă dea de gândit la provocarea de a vă implica în schimbare. Dacă noi, poporul, adică cetățenii, plătitori, contribuabilii la taxe, impozite și amenzi, aceste forme de a întreține aparatul bugetar, dacă noi oamenii nu ne implicăm, nu o să vină nimeni să se implice pentru noi. Noi trebuie să ne decidem soarta și stă doar în puterea noastră. Nu instig la violență, nu instig la ură, ci instig la curajul de a gândi, de a căuta soluții și de a le pune în aplicare. Dacă dorim acest lucru, dar trăim cu iluzia schimbării, prin a spune, mâine mă implic, mâine voi încerca să fac ceva, este o eroare, pentru că acest mâine ne va aduce mai multe facturi de plătit, mai multe obligații la locul de muncă pentru același salar, ne va aduce alți trădători și vânzători de țară la conducerea acestui aparat bugetar și totul va fi în defavoarea noastră. Cei deștepți se vor îmbogăți și mai mult, iar cei care încercăm să fim corecți, cinstiți, noi ăștia, clasa de jos a societății, tragem de azi pe mâine. Trec anii, îmbătrânim, noi la rândul nostru
creiem, evident că nu toți, o parte din noi, iar generația următoare ce va face? Dacă noi astăzi nu putem prospera și nu încercăm să facem ceva pentru asta, ce vor face generația următoare? Sau generațiile următoare? Cam atât am avut de zis. Sper să vă gândiți la asta. Ridicați întrebări, exprimați-vă și nu-i mai lăsați pe cei cu interese să vă reducă la plăcere. O zi bună!